Citesc un singur verset, așa cum stăm, din Efeseni, capitolul 5, cu versetul 16. Apostolul Pavel ne spune: răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Cea mai mare valoare pe care noi o avem în această existență noastră este viața noastră. Vorbeam cu soția într-o zi și ne gândeam exact la acest aspect. În primii 20 de ani de viață, îți oferi timpul tău să primești cunoștințe. În a doua parte a vieții oferi cunoștințe să primești bani. Și în ultima parte, ai dat toți banii să mai primești timp. Ne dăm de multe ori seama, destul de târziu, ce mare valoare are viața. Atunci când ne-am născut, am intrat în ceea ce se numește timp, materie și spațiu. În Fapte 17 veți găsi aceste trei aspecte. Atunci când murim, ieșim din timp, din materie și din spațiu. În 1915, Einstein avea să formuleze teoria relativității. Iar în 1916 avea să o dea publicului larg. Însă doar în 1926 avea să poată fi demonstrată această teorie. Cuvintele lui Einstein parafrazate au spus astfel: nu-mi convine că am descoperit acest lucru, și anume că universul are un început. Nu-mi convine lucrul ăsta. Pentru că dacă am reușit să demonstrez că universul are un început, am mai reușit să recunosc ceva, și anume că orice lucru care are un început are în spate pe cineva care nu are început. Iar noi știm că acest nume este Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Iubiții mei, cu primul scâncet noi intrăm în ceea ce se numește viața fizică, iar cu ultima respirație intrăm în ceea ce se numește viața eternă. Vreau să fiu foarte bine înțeles. Când omul moare, viața nu se termină. El doar trece dintr-o dimensiune fizică a vieții într-o dimensiune eternă a vieții. Și spunea cineva, dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu, singurul rai pe care l-ai e aici. Și dacă îl cunoști pe Dumnezeu, singurul iad pe care l-ai e aici. Și atât de adevărat lucrul acesta. Astăzi vreau să ne uităm la câteva ceasuri ale Bibliei. Pentru că bine spunea cineva, cu bani poți să cumperi un ceas, dar nu poți să cumperi timp. Iar Pavel ne spunea: răscumpărați vremea, prețuiți fiecare secundă, investiți fiecare clipă. Fiți atenți la fiecare oră, pentru că este un eveniment unic. Uitați, când ne-am născut, noi am plâns în salon. Fiecare din copil care se naște plânge. Cu acel prim plâns, de fapt, el învață să respire. Și toți cei de lângă noi au zâmbit când ne-am născut. Provocarea noastră este să ne trăim viața în așa fel că atunci când vom muri, noi să zâmbim și ceilalți să plângă. Amin. Că nu cred că după un bârfitor plânge cineva. După un om care și-a abuzat soția, nu cred că plânge cineva. Sau care și-a scos copiii afară din casă. Iubiții mei, avem șansa să trăim o viață frumoasă, o viață cu Dumnezeu. Că atunci când vom închide ochii, să avem siguranța aceasta a mântuirii. Spunea cineva în secolul trecut în România: am întotdeauna cu mine trei lucruri. Ceasul, ca să știu mersul timpului, mersul trenurilor, ca să știu mersul drumurilor, și Biblia, ca să știu mersul vieții. Unui frate din Italia, Dumnezeu i-a vorbit prin glas profetic și i-a spus: îți voi da ceea ce puțin pământeniau. Și el s-a gândit la o insulă, la niște blocuri, la ceva ce puțin iau. Însă profeția a continuat și a spus: îți voi da mai mult timp să petreci cu mine. Și îmi spunea el: frate Cristi, am ajuns bolnav și am avut mai mult timp să petrec cu Dumnezeu. Nu m-am gândit la lucrul acesta. Dar Dumnezeu spunea: îți voi da ceea ce puțin pământeni au. Timp de părtășie cu mine.
Iubiții mei, câteva ceasuri pe care le voi aminti din Scriptură în această seară. Și primul ceas cu care vreau să încep este ceasul trezirii. Romani, capitolul 13, cu 11, spune Biblia, știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul, dacă poți te rog să afișezi the Bible verses în loc de această prezentare, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Este foarte clar și foarte limpede că Pavel nu se referă la un somn fizic aici. Dacă scrii scrisori unui om care doarme, este useless acest aspect. Înseamnă că mai este un somn, este somnul spiritual, în care omul a căzut în momentul când l-a părăsit pe Dumnezeu în grădina Edenului. El se naște cu acest somn al lipsei părtășiei cu Dumnezeu, al lipsei unei relații cu Dumnezeu. El poate avea o religie, el poate fi înscris într-un cult. Iubiții mei, este foarte ușor să adormi, dar este foarte greu să te trezești. Mi-aduc aminte când eram copil, mama mea intra în cameră și ne trezea pe toți pe la 7:15. Vă spun sincer că am urât-o puternic pentru lucrul ăsta. Mai târziu am înțeles că pe repetenți și pe corengenți nu-i trezea nimeni la 7:15. Ei puteau să doarmă cât doreau. Și mereau la școală la 11 și la 11:30 erau bucuroși că profa de română e bolnavă și nu se face ore. Și plecau acasă. Să știți că oamenii care trezesc pe alții nu sunt întotdeauna iubiți, pentru că a trezi înseamnă a deranja. Mulțumesc Domnului că am avut un moment și eu și unii din dumneavoastră prezenți aici, când acest deranj ne-a fost benefic și Dumnezeu ne-a trezit printr-o predică, printr-o cântare, printr-o profeție. Prin cineva care ne-a spus despre Iisus, despre viața veșnică, despre păcat. Vă reamintesc din Scriptură că au fost oameni și îl amintesc pe Iacov astăzi care dormea. Dar atunci când s-a trezit, a recunoscut prezența lui Dumnezeu. Biblia spune despre Iacov în Geneza 28:15 că a dormit și a visat în timp ce dormea o scară care leagă cerul cu pământul. Am vești triste pentru unii dintre dumneavoastră în această seară și anume, spre cer există scară, nu lift. Am acasă doi băieți la mijloc, așa, centru de greutate sunt ei și ca să fie liniște acasă, de multe ori când merg la evangelizare în România, trebuie să iau cu mine. Vă dați seama că nu îi liniște când îi iau, ci numai acasă. După ce i-am luat, la mine în mașină e un pic mai dificil, mai greu. Dar când mergem să ne cazăm undeva la o familie care stă la bloc sau la un hotel, pentru că noi stăm la casă în România, ei nu sunt obișnuiți cu liftul. Și când e vorba să urce într-un lift, să împing unul pe alt, să tu, să bat, să nervează, să supără. Pentru că fiecare vor să apese primul pe lift, pe buton. Iubiții mei, ați văzut oameni care să se bată, care să urce pe scări? Eu n-am văzut. Toți ne înghesuim spre un lift. Și ar fi frumos să vă pot spune astăzi că există un lift care te duce în cer. Nu faci nimic, numai apeși pe buton și gata. Însă Biblia spune că Iisus Hristos a murit pentru noi și asta e una. Dar mai spune ceva. A venit ziua nunții mielului, mireasa lui s-a pregătit. S-a pregătit. Avem o invitație gratuită la o nuntă extraordinară, dar urmează câteva zeci de ani de pregătire pentru nunta aceasta. Iar în drumul nostru spre cer avem câteva scări. Amintesc doar una foarte rapid. Să uniți cu credința faptea, cu faptea cunoștința, cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea dragostea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de toți oamenii. Nu încerca să pui piciorul pe ultima scară că o să faci întindere. Ia-le rând pe rând, step by step. Iacov s-a trezit și a recunoscut și a spus, Geneza 28:16, cu adevărat Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. Ce m-am bucurat la Iacov este că nu a rămas numai cu visul. Foarte mulți rămân numai cu visele. El s-a trezit și a făcut niște juruințe acolo, a luat niște decizii noi. Și a zis, îl vreau pe Dumnezeu ăsta de care am visat, să fie cu mine în fiecare zi din viața mea. Și vine o zi când mă voi întoarce aici. Și când mă voi întoarce, vreau să mă întorc tot cu El. Iubiții mei, vreau să vă întreb astăzi, nu câți ani de credință aveți, sau de religie, sau de pocăință, sau de la botez.
Vreau să vă întreb dacă ați avut un ceas al trezirii în viața dumneavoastră. Biblia ne reamintește în 1 Petru 5 cu 8, fiți strești și vegheați pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Mai spun ceva despre ceasul trezirii, despre omul care este treaz. Să știți că omul treaz veghează, omul treaz îi interesat de slujba lui. Că nu-i suficient numai să fii treaz. Trebuie să vezi ce trebuie să faci când ești treaz. Nimeni nu te plătește că ești treaz. Trebuie să te implici, să slujești, să găsești misiunea. Iar Habacuc în 2 cu 1 spune, m-am dus la locul meu de strajă. M-am trezit, dar n-a rămas acolo pe marginea patului, consumând un program, schimbând canalele pe YouTube, dând like-uri la predici. M-am trezit, spune Habacuc, am avut un ceas frumos al trezirii, dar m-am dus la un loc extraordinar, pe turn, ca să veghez și să văd ce are să-mi spune Domnul și ce-mi va răspunde la plângerea mea. Un al doilea ceas pe care vreau să-l amintesc astăzi, iubiții mei, este ceasul rugăciunii. Ceasul rugăciunii. Fapte 3 cu 1. Petru și Ioan se suiau împreună la templu la ceasul rugăciunii. Era ceasul al 9-lea. Vedeți dumneavoastră, eu nu m-aș mulțumi să am o soție doar care se trezește dimineața. E nevoie și de comunicare. De exemplu, dacă ai un prieten și nu vorbești pentru o anumită perioadă cu el, îți asumi un risc. E o prietenie doar. Comunicarea în prietenie este opțională. Comunicarea într-o relație de legământ este obligatorie. De aceea, din punct de vedere spiritual, după ce ne trezim, în viața noastră trebuie să fie această stare de vorbă cu Dumnezeu, de comunicare cu Dumnezeu. Dimineața, spune în Ioan 21, Iisus stătea pe țărm. Pe țărmul vieții tale, în fiecare dimineață, stă Iisus Hristos. Și așteaptă să îngenunchezi, să-i spui păsul inimii, să vorbești cu el. Îmi spunea cineva, dacă durează rugăciunea prea mult, mai mult de 2-3 minute, eu mă plictisesc. Și am zis, ce o să faci în veșnicie? Păi dacă soția mea îmi spunea în 2010, înainte de nuntă, și cu o săptămână că se plictisește cu mine, vă spun sincer că nu mă căsătoream cu ea. Iubiții mei, dacă mă plictisesc în comunicarea mea cu Dumnezeu, în umblarea mea cu Dumnezeu, în starea mea de vorbă cu el, eu am o problemă foarte mare. Să știți că Iisus Hristos nu duce oameni plictisiți în rai, ci duce oameni care l-au iubit. Și oamenii care se iubesc comunică. Și oamenii care se iubesc își pun deoparte o oră, două, jumate, trei sferi pe zi ca să își vorbească unul altuia. Mai subliniez un aspect referitor la ceasul rugăciunii. Dumnezeu ascultă rugăciunile pe care le facem, nu pe cele pe care intenționăm cândva să le facem. Biblia spune despre o femeie pe nume Ana. Era mereu împunsă că nu avea copii. Acum ești împuns dacă ai copii, știți? Am stat cu soția la masă aici al nostru în California. Cred că într-un sfert de oră am numărat 20 de câini. Știți, oameni care își plimbeau câinele, da? M-aș fi bucurat să număr 20 de copii într-un sfert de oră. Ar fi fost un miracol. Ana a fost bajocorită pentru că nu avea copii, de către Penina. Vreau să vă întreb, ce-a făcut Ana cu Penina? A dus-o la comitet? O pus pe WhatsApp la stare? Please pray for me. I have big troubles with Penina. Nu. Ana a luat-o pe Penina și o dus înaintea Domnului. Și asta e provocarea pe care vă lansez astăzi. Oricine vă înțapă, duceți-le înaintea lui Dumnezeu. Nu mai vorbiți cu oamenii despre problemele voastre. Vorbiți cu Dumnezeu despre problemele voastre. Că oamenii se vor uita la înțepături, vor lua bandajul și vor lăsa rana deschisă. Și rana deschisă, nepansată, se infectează. Dumnezeu, la înțepătura ta și la înțepătura mea pe care am primit-o, poate pe nedrept ca și Ana, poate face ceva frumos. Poate să o vindece. Poate să o ungă cu un de lemn. Ana a avut un ceas al rugăciunii. Iubiții mei, dacă ceva lipsește în bisericile noastre tot mai des, este rugăciunea. N-ați observat, indiferent din ce biserică sunteți, chiar și eu de la Deva, suntem în stare să cântăm o oră. Dar este atât de dificil să ne rugăm o oră. Oare de ce? O să vă spun de ce.
Pentru că atunci când cântăm, de fapt, cântăm împreună cu ceilalți, cu congregația și nu necesită o, spunem noi, o legătură directă cu Dumnezeu prin închiderea ochilor, printr-o concentrare la ceea ce spunem, printr-o stare de vorbă. Însă când ne rugăm, e necesar lucrul acesta. Și Ravenhill spunea ceva ce mi-a plăcut foarte mult. Un om care păcătuiește nu se mai roagă, dar cel care se roagă nu mai păcătuiește. Să știți că un om care păcătuiește poate să cânte, dar nu se poate ruga. El poate să cânte. El se poate simți bine într-o biserică. El poate să ridice mâna sus să zică I love Jesus. Dar adevărata spiritualitate a unui om se vede pe genunchi. Se vede pe genunchi. Iubiții mei, astăzi mă rog din toată inima, Dumnezeu să binecuvinteze rugăciunile noastre. Mai spun ceva la acest ceas. Cea mai mare binecuvântare pe care poți să o ai în viață este ca cineva să se roage pentru tine. Și sunteți nu puțini aici în seara aceasta care ați avut pe cineva sau poate încă aveți care se roagă pentru voi. Eram în județul Arad la o seară de priveghi cu o zi înainte de mormântare. La o soră, la o bătrânică, la o bunică. Nu știu dacă au fost 15 oameni prezenți. O femeie anonimă, fără cont pe Insta, fără followers pe Facebook. Și la final am plecat să luăm o masă cu cei din familie. S-a făcut o masă pentru cei care au venit de la distanță și pentru familie și am observat că nepotul acestei bunicuțe împreună cu soția lui, nepoata prin alianță, nu au servit nimic. Mă simțeam așa un pic jenat să mănânc lângă ei și ei să nu servească nimic. Și am spus, probabil că nu serviți din cauza că bunica a murit. Nu e așa? Și a spus, nu. Și atunci m-am oprit din mâncare și am spus, de ce nu serviți? Și ei au spus, în special ea a vorbit și a zis, Frate Cristi, pe mine a căzut sarcina să o schimb pe bunica în ziua morții ei. I-am dat ciorapii pe picioare și când am ajuns la genunchi, am găsit doi genunchi bătătoriți. Am găsit doi genunchi de pe care, cu ani de zile în urmă, s-a dus pielea. Am găsit doi genunchi ca de cămilă. Frate Cristi, avem mașină, avem casă, avem copii sănătoși, avem job. Toate ne merg bine. Și am crezut că din cauza noastră e lucrul ăsta. Când am dat acei ciorapi pe picioarele bunicii mele, mi-am dat seama că toate binecuvântările se datorează unor rugăciuni despre care n-am știut mult. Tot ceea ce avem se datorează unei persoane care a girat pentru noi, s-a pus pentru noi pe genunchi între cer și pământ și ne-a amintit în rugăciune. Frate Cristi, peste acești genunchi, mâine se vor arunca bulgări de pământ. N-avem poftă de mâncare. Pentru că atunci când ne pleacă mijlocitorii, devenim mai săraci. Indiferent câți bani avem în conturi. Mi-aduc aminte de bunica mea, când am avut primul telefon, am luat-o așa la mișto, am vrut să râd un pic de ea. Și la primul telefon pe care l-am avut, l-am dat în mână să-l deschidă. Ea s-a uitat la el și a zis, nepoate, eu nu mă pricep, eu mă pricep numai cu ăla cu fir care l-avea acasă. Știți, când telefoanele erau cu fir, noi eram liberi. Acum ați fără fir și suntem legați toți. Și am luat telefonul așa cu satisfacție, bucuros, am zâmbit. Bunica nu știe, eu știu. Știți ce am auzit în conștiința mea după moartea ei, la câțiva ani? Bunica ta nu știa să deschide telefonul. Dacă când se pleca pe genunchi, deschidea cerul. Avem nevoie, iubiții mei, astăzi de oameni care să mai deschidă cerul. Dacă rugăciunea ta ține puțin, verifică să vezi de ce ține puțin. Îmi spunea seara un frate aici la voi după conferință și m-am dus acasă întărit, m-am dus acasă bucuros. Frate Cristi, 7 din frații mei am fost în lume. Și zic, bun, și cum v-ați întors? Am avut o mamă care a stat mult pe genunchi, ore întregi pe genunchi și a vorbit cu Dumnezeu despre noi. Iubiții mei, ascultați-mă, rugăciunile noastre, când se aruncă pământul de la cimitir peste noi, să știți că nu sunt îngropate. Cu pământ poți să îngropi ce-i pământ. Cu material poți să îngropi ce-i material. Dar imaterialul, eternul, rugăciunea care ajunge în fața tronului lui Dumnezeu, n-ai cum să o îngropi cu pământ.
De aceea, ascultați-mă, dacă sunt aici teenagers, rugăciunile mamei tale te vor urmări toată viața. Nu știu cât de mult vei încerca să te bucuri de viața asta și unde te vei ascunde. Dar ascultă-mă ce spun. Am zeci de cazuri pe care le cunosc, nu vreau să ocup timpul cu ele. Când copilul acela nu s-a putut bucura de nimic pentru că cineva se ruga pentru el și el încă nu era împăcat cu Dumnezeu. Vă provoc astăzi împreună cu mine să punem mai mult preț pe rugăciune. Pentru că tot Ravenhill se spunea, trebuie să ne rugăm dacă vreți să ducem o viață sfântă și trebuie să trăim o viață sfântă ca să ne putem ruga. 3. Un alt ceas care vine peste noi în viață, iubiții mei, este ceasul prigonirii. Aș fi dorit să-l evit, să nu vă spun despre el. Eu sunt un om direct. Dacă o biserică nu mă mai invită să mai predic niciodată, copiii mei se bucură cel mai mult. Vreau să vă spun că dacă tot mai mult arătăm ca și lumea, prin portul nostru, prin faptele noastre, este din cauza faptului că n-am vrea să mai fim prigoniți de ei pentru că suntem creștini. Însă, iubiții mei, atunci când suntem creștini, să știți că noi trebuie să ducem un preț. Iisus a plătit pentru noi prețul mântuirii, noi trebuie să plătim pentru El prețul slujirii. M-a întrebat cineva, voi de ce nu vă faceți cruce? Și am spus, pentru că ne fac alții pentru aia, nu ar trebui să mă fac eu, că mă fac alții gratis. În fiecare zi avem o cruce de Dios. Și Biblia ne vorbește despre ceasul acesta în Marcu 13:11. Când vă vor duce să vă dea în mâinile lor, să nu vă îngrijorați mai dinainte cu privire la cel de ce veți vorbi, ci să vorbiți orice vi se va da să vorbiți în ceasul acela, căci nu voi veți vorbi, ci Duhul Sfânt. Acum îi întreb pe cei care spun că n-avem nevoie de Duhul Sfânt. Cum o să vorbești în ceasul acela prin Duhul Sfânt sau călăuzit de Duhul Sfânt dacă nu ai Duhul Sfânt? Doamne, umple-ne cu Duhul Sfânt în această seară. Iubiții mei, am observat un aspect foarte important referitor la Scriptură. Sunt 4 atitudini pe care trebuie să le avem vis-a-vis de Scriptură. 1. Biblia trebuie întâi citită, apoi studiată, apoi împlinită și apoi apărată. Și acum fiți foarte atenți. Pentru citire și pentru studiu nu te prigonește nimeni. Nimeni nu vine în biroul tău să te lovească sau să te apostrofeze pentru că citești cuvântul. Provocarea începe de la punctul 3, când începi să trăiești Scriptura. Iar adevărata provocare, spunea Pavel, este să apere adevărul. Să apere Scriptura. Când cineva înjură lângă tine, să se simtă prost, să se simtă ofensat. Și tu să poți să-i spui, fără să-ți fie rușine, nu-L mai înjura pe Dumnezeul meu. De fapt, prigoana, iubiții mei, nu e altceva decât faptul că Duhul Sfânt din mine deranjează demonii din ei. Și asta e foarte fain, asta e foarte bine. Înseamnă că Duhul Sfânt locuiește în mine și înseamnă că calea pe care merg este bună. Întrebarea mea este, cum stăm cu atitudinea noastră față de Cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că Iisus Hristos spune, dacă pe mine m-au urât, și pe voi vă vor urâ. Am o întrebare grea pentru noi. De ce vreți să vă iubească o lume care l-a pus pe Iisus pe cruce? Toată viața încercăm cumva să câștigăm simpatia lumii, să nu se vadă că suntem pocăieți. O întreba cineva în România pe un tânăr, de ce nu fumez? Și o zis, mă dor plămânii, zice. Dar nu ești pocăiet. O zis, mama e pocăiet, mama, zice, ia-i cu lucrurile așa. Știți? Parcă ne rușine să recunoaștem că avem o identitate, că suntem un neam pus deoparte, că suntem un neam sfânt, că ne-am întâlnit cu Iisus. Noi cântăm o cântare care spune, suntem gata ca să ne jertfim pentru Domnul ca să și murim. Și acum îmi vine în minte o întâmplare, un frate bun proroc din Bucovina, mor de peste 30 de ani. În timp ce ieșea dintr-o biserică, a alergat un om după el într-o duminică seară și a zis, frate, când vine prigoana, eu sunt primul care vin cu voi la pușcărie. Și prorocul zis, mai întâi vină cu noi la rugăciune marță. Ce adevăr! Știți, de multe ori suntem oameni ai declarațiilor, gata să mergem. Frate păstor, eu fac pentru Domn, eu
Și de multe ori nu poți să renunți la un lucru mic pentru Domnul. Cum o să poți să renunți într-o zi la viața ta dacă acum n-ai putut să renunți la 2 ore timpul tău pentru o seară de rugăciune? Într-o închisoare din România, Richard Vurban mărturisește, nu știu dacă nu chiar la Jelava, era în celula lui un tânăr pe nume Matkevici. 18 ani avea băiatul acesta. Și a fost închis acolo pentru credință. A făcut tuberculoză, s-a îmbolnăvit grav și singura lui salvare era un pachet pe care familia i l-a trimis după ce a auzit de boala lui, cu 10 sticluțe de streptomicin. Pachetul a ajuns, gardianul închisorii l-a chemat pe Matkevici la raport și a spus, știu ce e în pachetul ăsta și vreau să te ajut, cu o singură condiție, să mă ajut și tu pe mine. Cum? A răspuns Matkevici. Și a zis, să-mi spui ce vorbesc colegii tăi în închisoare, să-mi dai informații despre ceilalți prizonieri, să-mi spui cu cine ai împărțit Biblii și așa mai departe. La care Matkevici se uită în ochii gardianului și spune, domnule gardian, dacă într-o zi voi fi liber din închisoarea asta și mă voi uita într-o oglindă, nu aș vrea să văd fața unui trădător. Refuz acest pachet și sunt gata să suport toate consecințele. Vurban mărturisea că omul acesta s-a întors înapoi în celulă. În câteva săptămâni, boala l-a zdrobit complet și a plecat în veșnicie cu numele lui Iisus pe buzele lui. Stau și mă întreb, să știți că nu există mai multe ceruri. Le mai spun la cei care nu se suportă unul pe altul că cerul nu are etaje. Știți? Eu stau la flor, tu mergi la etajul 4 și nu ne vedem și o să fie bine, nu? Iubiții mei, stau și mă întreb, cum o să stăm lângă oamenii aceștia în cer? Când poate n-am suportat o vorbă, mi-a spus cineva ceva și gata, nu mai au cine a 3 luni că m-a spus ceva. Ce vreau să vă spun astăzi este că ceasul prigonirii îl vom întâmpina fiecare dintre noi. Și este testul tău și ziua ta în care poți să arăți că îi slujești lui și să nu-ți fie rușine de identitatea pe care o ai. Un alt ceas pe care îl amintesc este ceasul vindecării. Matei 8:13. Apoi a zis utașului, du-te și facă-ți-se după credința ta. Și robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela. O să observați toți cei care slujiți la amvon că atunci când vorbești despre vindecare în biserică, e mai frumoasă atmosfera decât atunci când vorbești despre sfințire. Pentru că e din natura noastră să ne dorim să avem un trup sănătos și să ne putem bucura de viața aceasta. Ce vreau să vă spun, iubiții mei, este că atunci când boala vine peste noi, sunt cel puțin 10 motive și nu o să le enumăr în această seară, dar din când în când Dumnezeu mai îngăduie câte o minune și simțim și un ceas al vindecării în dreptul nostru. Mi-aduc aminte, eram în urmă cu 4 ani, tot în Statele Unite, la slujire, veneam din România cu o boală foarte ciudată, mă durau foarte tare oasele și mușchii, am fost la Deva să mi se facă un control și nu mi-au găsit nimica. Am fost în Phoenix la unul din cele mai bune spitale, am petrecut ore întregi la emergency, nu mi-au găsit nimic. Am fost în Timișoara, mi-au făcut analize și au zis, domnule, nu ai nimic. Iar eu făceam de 4-5 ori baie pe noapte și 4-5 ori baie pe zi în apă caldă ca să mă alin durerile. Știți ce e interesant? Când ești bolnav, nu mai faci analize la alții, îți faci ție. Și ți le faci gratuit. Și am stat în momentele alea și vă spun sincer, n-am sunat niciun proroc. Deși cred că Dumnezeu poate vorbi. Nu am cerut nicio ungere cu un de lemn, deși cred în acest lucru. Pentru că când mi-am făcut analize, am descoperit un pic de mândrie, un pic de egoism, un pic de nemulțumire, un pic de invidie și am zis, mă, dacă ungi invidia cu un de lemn, nu pleacă. Știți? Poți să ai 1000 de prorocei. De fapt, boala, iubiții mei, este laboratorul lui Dumnezeu în care ne putem verifica starea. Și în care putem să vedem că nici vorba aia de acum 3 luni nu a fost bună, nici atitudinea aia de acum 2 luni nu a fost bună. În Chicago fiind, frații știau de situația mea și la o seară de rugăciune m-au chemat să se roage pentru mine și pentru încă câțiva care erau acolo. La final Dumnezeu a vorbit printr-un glas profetic și a spus,
te mai țin puțin în cuptor pentru o perioadă și apoi te scot de acolo. Și ce am înțeles? Că Dumnezeu nu scoate pâinea decât de când e coaptă. Că dacă scoți aluatul, nu mănâncă nimeni. Și atunci scopul în boală nu e să ies cât mai repede din boală, ci scopul în boală e să pot să mă analizez starea în așa fel că atunci când ies de acolo, alții să se poată bucura de mărturia și de umblarea mea cu Dumnezeu. Și să știți că întotdeauna lecțiile pe care le înveți în boală sunt mai deprețuit și mai valoroasă decât lecțiile pe care le înveți în sănătate. Că în sănătate te uiți la toți, n-ați văzut sau la voi, nu sunt oameni care vin cu binocul la biserică. Uite-o pe aia, zice, mustre-o Domnul, să fie atemă, copilul, dacă ar fi copilul meu ăla, las că-ți dă Domnul și ție unul la fel, stai niște, nu ce speria. Nu ce speria. Dar la biserică nu trebuie să vii cu binocul, trebuie să vii cu oglinda. Și este, uiți în oglindă și îți vezi starea. Doamne, ajută-ne la asta. Am ajuns acasă în România după aproximativ 2 luni, luam Advil de tot la 2 ore. Am fost la un pas să-mi fac praf ficatul. Și într-o dimineață când m-am ridicat din pat, deja din cauza durerilor, eram obișnuit să iau medicamentele. Am întins mâna să iau medicamentul și mi-am dat seama că nu mai am nevoie de medicament. Pentru că Dumnezeu a intervenit și m-a vindecat. De aceea pot să cânt împreună cu dumneavoastră, eu cred în vindecările divine. Dar cel mai mult nu mă bucur că nu mă mai dor oasele. Cel mai mult mă bucură că nu mă mai doare când altul are mașină mai faină ca mine. Că am scăpat de invidie, de nemulțumire, de mândrie și îi mulțumesc Domnului pentru cuptorul acela. Ioan 15:2, pe orice mlădiță care aduce rod, el îi cumpără o Tesla. No. Pe orice mlădiță care aduce rod, el o curățește ca să aducă și mai mult rod. Curățirea doare, dar e benefică. Iubiții mei, mai amintesc un alt ceas, l-am avut azi dimineața aici, ceasul cinei. Luca 22:14, când a sosit ceasul, Iisus a șezut la masă cu cei 12 apostoli. Iisus și-a dorit foarte mult acest ceas. Acum fac o paranteză, locația, nu a zis Domnul, auzi, mereți la întâmplare și găsiți o casă. Nu, nu, nu. Veți merge într-un sat și veți vedea un om ducând un urcior cu apă. Aia a fost ultima casă în care Iisus a intrat înainte să moară, înainte să meargă la calvar. M-am gândit, m-am imaginat lucrul acesta. Poate că bărbatul acela avea acasă soție, avea copii. Poate că bărbatul ăla a auzit că Iisus a intrat în mai multe case. În casa lui Simon, în casa Martei și a Mariei, în casa lui Zacheu. Și le-a fi zis poate copiilor, o să facem tot ce ține de noi să intre Iisus și în casa noastră. Și poate că i-o pus la curățenie. Știți ce nasol era când eram copii? Ne punea mama să facem curat că vin musafiri și nu mai veneau. Atât de aiurea ne simțeam. Mă, dar dacă tu faci curat, mă mâncar să vină. Știți? Și probabil că de multe ori au făcut curat oamenii ăștia, copiii aceștia. Au pus, că așa spune Biblia, că era o odaie aranjată, așternută, gata. V-ați imaginat? Vezi un om care cară apă pe stradă și merge așa. Mă, da, oare mă vede cineva? Ce vede Iisus? Pui un sandwich dimineața la copil. Îți spun cine te vede. Iisus. Pui acolo la colectă ceva. Dar mă vede cineva? Nu trebuie să se vadă nimeni, că te vede El. Iisus a spus, veți intra, veți vedea un om ducând un urcior cu apă. Mereți după omul acela. Mai este o casă care mă așteaptă. Au o odaie așternută, gata. Au o odaie ordonată. O familie care mă iubește. Întrebați-i, unde este odaia în care pot să cinez cu ucenicii mei? Cum este odaia inimii noastre? Că spune acolo că era și mare odaia. Oare e așa de mare inima noastră încât să încapă toți? Spunea cineva, decât să-l iert pe ăla, mai bine nu iau cina. Eu spun altcumva, decât să nu iau cina, mai bine îl iert. Știți? Să încapă toți în odaia inimii noastre. Să putem să iertăm pe toți, să iubim. Iubiții mei, nu o să puteți să-i faceți pe toți să vă iubească. N-ai cum. Dar puteți să iubiți pe toți cu ajutorul Duhului Sfânt. Vă rog astăzi, faceți tot ce ține de dumneavoastră să nu lipsiți și să nu lipsim de la ceasul cinei. Pentru că istoria noastră a început cu o nuntă. La acea nuntă ne-a făcut Eva, de fapt diavolul, o mâncare cu gust de moarte. Istoria noastră se termină tot cu o nuntă, la care ne va face de mâncare Iisus Hristos. Și mâncarea va avea gust de veșnicie.
aștept nunta aceea. Dar dacă nu pot să stau acum la masă cu Iisus, cum o să stau în cer la masă cu El? Că urmează încă o masă, știți? Urmează. Cineva m-a întrebat cât timp trebuie să ne pregătim pentru cină. 3 zile înainte? Am zis 2 săptămâni înainte, 2 după. Să fii pregătit tot timpul. Să poți să iei oricând cina, să poți să te apropii oricând de Domnul. Nu în jur 27 de zile și ultimele 3 vorbesc frumos că am cină, știți? Min 27 de zile și ultimele 3 spun adevărul că am cină. Nu, nu, nu. Să-mi trăiesc viața în așa fel încât la orice moment, dacă Iisus mă cheamă, să pot să stau cu El la masă. Mai amintesc 2 ceasuri și închei. Un alt ceas pe care îl amintesc, iubiții mei, este ceasul slujirii. Dacă poți, te rog să afișez Fapte 16:33. În închisoarea din Filip, Pavel și Sila trăiseră o experiență extraordinară. S-a coborât Duhul Sfânt, s-au deschis ușile. Așa e când coboară Duhul Sfânt, se deschid uși, se rup legăturile. Doamne, mai coboară în seara aceasta. Orice legătură să fie ruptă. Pentru prima dată, iubiții mei, într-o închisoare, prizonierii erau liberi și nimeni nu vrea să meargă acasă. Nu știu cum o să fie acum la eliberare, știți? Că foarte mulți așteaptă cuvântul amin. Deci eu cel mai bucuros este când e amin. Oamenii din biserică vor să fugă acasă. Interesant. Și aia din pușcărie nu vreau să plece. Și erau liberi. Știți de ce? Că spunea poetul, când o clipă cu el e o uimire. Ce va fi? Ce va fi în veșnicii? Atunci când coboară Iisus, nu te mai gândești că ai lăsat sarmalele paragaz. Știi? Nu te mai gândești la unde mănânci în seara asta. Nu pleca nimeni. Și Biblia spune ceva extraordinar. Temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte. Le-a spălat rănile și a fost botezat îndată el și toți ai lui. Am o întrebare pentru voi. Cine făcuse rănile acelea? Temnicerul. Ce frumos e. Cred că ăsta e un prim pas de a fi om, de a fi slujitor. Dacă ai făcut o rană, de a fi pocăit cu adevărat, dacă ai făcut o rană, nu-ți scoți foaia membrală și pleci, știi? Și lași comitetul să o spele. Nu. O speli tot tu. Doamne, ajută-ne la asta. Ăsta e ceasul slujirii. Un om care se întâlnește cu Dumnezeu vrea să repare rănile pe care le-a făcut. Dar să știți că mai este ceva frumos, iubiții mei. Să repare rănile și să vindeci rănile pe care le-au făcut alții. Asta cred că e cea mai înaltă scară, cea mai înaltă treaptă. Luca 10:33. Dar un samaritean care era în călătorie a venit în locul unde era cel căzut între tâlhari. Și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. Iubiții mei, de multe ori stăm așa la o parte și ne uităm. Băiatul ăla e în droguri, da, cred că părinții nu s-au ocupat de el. Ne uităm la fata aia care a divorțat și imediat noi știm să punem fel și fel, atâta judecată cât există. Haideți să vă rog ceva în seara aceasta. Când vedeți pe cineva căzut între tâlhari, căzut sub povară, căzut sub depresie, anxietate, sub anumite lucruri, nu rosteți nicio vorbă, faceți ce a făcut omul acesta, ascultați ce a făcut. A venit în locul unde era el. Cineva spunea, nu ai voie să-mi judeci viața dacă n-ai umblat cu papucii cu care am umblat eu. De un an și ceva la Deva, în fiecare marți, încerc să fiu la biroul pastoral atunci când nu sunt plecat, cum am fost plecat acum. Și stau și ascult pe oamenii care au probleme. Și uneori nu trebuie să vorbesc nimic jumătate de oră, decât să ascult. Că cei mai mulți oameni nu vor sfaturi, că ei știu ce trebuie să facă. Cei mai mulți vor să fie ascultați. Și atunci când asculți pe cineva plin de tatuaje, îți dai seama că de fapt toate tatuajele alea sunt un strigăt al lui sau al ei. În urma unor abuzuri din spate, în urma unor complexe de inferioritate, prin care ei strigă, help me, please. Și atunci când vezi pe cineva care nu e așa după cum credem noi, cu pocăința, du-te un pic în spatele lui și vezi, îmi spunea o fată, frate Cristi, la 14 ani am plecat în biserică, pentru că tatăl meu o bătea pe mama.
Și tatăl meu spunea că e credincios. Și am zis, decât o astfel de credință, mai bine discoteca și birtul și cluburile de noapte. Și fata asta îmi spunea, am făcut 2 ore și ceva astăzi, doar ca să mă asculți. Pentru că ani de zile am fost în lume și am folosit scuza asta, tata. Dar mi-am dat seama că nu pot să mă duc cu scuza asta în fața judecății, că mântuirea e personală. Și vreau astăzi să mă pocăiesc, spunea ea. Și vreau să mă eliberez de povara trecutului. Vă rog să mă arătați în Luca 10, măcar un cuvânt pe care l-a spus samariteanul către cel căzut. Nici un cuvânt n-a spus. Da, e adevărat că sănătoșii au nevoie de mustrări ca să prevină boala. Dar să știți că ăia căzuți nu mai au nevoie de mustrări, au nevoie de vindecare. De aceea te provoc astăzi, dacă vrei, să faci ce-a făcut samariteanul. Ascultați, a venit în locul unde era el. Am văzut oameni așa de ușor judecă o familie, de exemplu, poate cu mai mulți copii. Au făcut 10 prunci, au făcut 10 prunci pentru iad. Uite, nu deja voi au plecat în lume 2-3. Ascultați-mă, vă rog, și eu sunt din familie cu 9 copii, soția din 12. Ați pus 3-6 de porții de mâncare vreodată pe masă? Într-o zi. Dacă n-ați pus, iertați-mă, n-ai voie să-ți dai cu părere. Înmulțește 3-6 cu 7 și apoi cu 5-2 de săptămâni într-un an. Și o să vezi frământările unei mame. Și o să vezi nopțile nedormite. Și o să vezi rugăciunile ei. Și o să vezi slujirea ei pe care nu o bagă nimeni în seamă. Și dacă mulți nu-și mai doresc copiii astăzi, este că nu-și mai doresc sacrificiile care cer lucrul acesta. Dar dacă tu nu ți-ai dorit, de ce lovești în altcineva care a fost dispus să facă lucrurile astea? Crezi că fata aia care i-a trântit ușa la maică sa și-a plecat cu unul, n-a provocat o rană atât de adâncă în inima mamei încât să nu mai vii și tu să mai provoci? Iubiții mei, așa de mult lipsește acest ceas al slujirii din bisericile noastre. Știți câți oameni lângă noi sunt traumatizați? Știți câți oameni dintre noi când îi întreb how are you, spun I'm fine, thanks, și ei au cancer spiritual înăuntru. Dar ei ți-ar spune, în loc de I'm fine, thanks, ți-ar spune am probleme, am neliniște. Dar nu mai găsim oameni care să-i asculte. Către învățătorul legii, Iisus nu a zis, du-te și mai fă o predică, ci a zis, du-te și împlinește predica care ai auzit-o. În urmă cu 2 luni, la noi, la Deva, la ora 8, când am terminat consilierea, am ieșit pe holul bisericii. Biserica era liberă de la rugăciune. Și am văzut un om. Nu l-am văzut niciodată până atunci. Și am dat mâna cu el imediat și am zis, cu ce pot să vă ajut? Și el a zis, putem intra un pic în birou? Și am zis, da. Când a intrat în birou, o pufnit în plâns. Și l-am întrebat din nou, cu ce pot să te ajut? Și o întins mâna și a zis, lasă-mă, te rog, să plâng. Dar de ce să plângi? Încercam să, nici să nu-l tulbur, încercam să-l și ajut, încercam să-l și întreb. Când se oprea din plâns, îmi povestea o propoziție, două, și iar povnea în plâns. Și-o zis, de Cristi, aveam 10-12 ani, când bunica mea mă ducea la biserică. Și apoi am întors spatele bisericii și am ales lumea. Cu acest gând, că diavolul, care te lasă să faci ce vrei tu, îți poate oferi bucuria și fericirea. Și spunea el, de 25 de ani caut fericirea și nu o găsesc. Și în urmă cu 2 luni am visat într-un vis biserica Muntele Sionului din Deva. Exact clădirea asta am visat-o. Și o voce m-a spus, caut clădirea asta. Și când am ajuns în curte, am auzit vocea diavolului care mi-a spus, nu intra, că o să râdă pocăiță de tine. Și l-am întrebat, o râs careva? Și a zis, nu. Fiecare îndemn la rugăciune a fost pentru mine. Fiecare cântare a fost pentru mine. Frate Cristi, eu sunt fiul risipitor din pildă. Și astăzi mă simt ca și cum am venit acasă.
L-am îmbrățișat, se scutura de plâns în brațele mele. Fă-ți timp să asculți pe cineva. Fă-ți timp să pansezi o rană. Eram în Germania în urmă cu vreo 3 ani. Și la finalul unei slujbe am fost chemat împreună cu alți 3 frați păstori să mergem la cineva acasă. Eu vă spun sincer că eram atât de obosit că numai aia nu mai trebuia. Dar mi s-a spus, o să vezi ceva ce nu ai văzut în viața ta și s-ar putea să nu mai vezi niciodată. Am intrat în casa aceea, curios. Și am văzut o mamă care se plimba între 2 camere, în continuu. În prima cameră era o fată de 32 de ani. Stătea pe burtă întinsă, pe coate și ne aștepta pe pat. Aici, în spate, avea o umflătură. Aveam să aflăm, spre surprinderea noastră, că în 32 de ani nu a dormit niciodată pe spate. De când s-a născut, s-a născut cu acea umflătură. O parte din măduva spinării și din creier este acolo. Doctorii au zis mamei, dacă nu o să fie atentă și se întoarce odată pe spate, e suficient să se spargă acea umflătură și ea să moară în câteva minute. M-am plecat pe genunchi în fața patului să vorbesc cu ea de la egal la egal. Să o ascult. Să-i dau sfaturi. Aș fi părut ridicol. Ce sfaturi să-i dai tu sănătos unei fete de 32 de ani bolnavă? În timp ce o ascultam, în timp ce vorbeam cu ea, în spatele ei pe o mobilă era o poză cu această fată îmbrăcată în alb. M-am uitat să nu fie fake, să nu fie Photoshop. Nu vine să cred, vă spun sincer. Și am zis, tu ești acolo sau e o soră de-a ta? Și-o zis, eu sunt. Dar tu ai făcut botezul? Da, zice. An de zile tata m-a pus pe bancheta din spate la mașină și așa am stat pe burtă până la biserică. Apoi în biserică, pe 2 scaune și așa stau, pe burtă. Și într-o zi predica lui Dumnezeu m-a atins. Și m-am uitat la cer și m-am uitat la Dumnezeu și am zis, Doamne, vin și eu acasă. Iubiții mei, mi se părea că trăiesc un vis. O fată care putea să-L blesteme pe Dumnezeu, să-L înjure. Gândiți-vă că fata asta, 32 de ani, a fost pe pat. Și afară copiii se joacă, și afară copiii merg la mall, și afară copiii au party. Și afară alții aliargă și sar coarda. Și de ce mi-e frică de ziua judecății? Că Dumnezeu va ridica astfel de cazuri, le va pune în față și milioane de tineri care au avut sănătate, viață, binecuvântare, timp, vor amuți. Am plecat în următoarea cameră și era un tată, tatăl ei, atac cerebral, 2 ani jumate pe pat. O mamă uscată de durere. Făcea naveta între cele 2 camere, fără să spună o vorbă de cârtire. M-am simțit ca un gunoi. Eu care sunt nemulțumit pentru că mă doare măseaua. Și când vezi greul altora și vezi drumul lor spre cer și jertfa lor și slujirea lor, ți se pare că, nu știu, ori aia nu sunt oameni, ori eu nu sunt om. De unde au dragostea asta? Că spui o vorbă ca păstor și eu ți-o plecat, o supărat și a plecat imediat. Și altul rămâne, deși viața îl zdrobește și Dumnezeu îl zdrobește. Dar dacă îl zdrobește, acum e ca să-l ridici o veșnicie și să fie o mărturie pentru tine și pentru mine. Haideți să ne facem timp, iubiții mei, să mai avem câte un ceas al slujirii. Aș putea să vă țin încă 10 ore cu astfel de exemple. Le-am spus pentru că n-am vrut să rămân numai la teorie. Iisus a prezentat un caz în fața acestui învățător al legii de cineva care avea nevoie și de cineva care a făcut match între darul lui și nevoia existentă. Nu judecată, nu critică și nu alte lucruri. Oamenii care slujesc, vine o zi când samariteanul vă dau o veste bună, se întoarce.
O zis samaritanul către hangiu, dacă vrea un Sprite, dă-i. Vorbesc în termenii noștri. Dacă vrea un hamburger, dacă vrea o pâine, dacă mai vrea ceva de la bufet, cheltuie cu el. Și când mă voi întoarce, nu o să rămân dator. Tot ce faci pentru Dumnezeu se notează în cer. Eu nu știu contabil care să deschide contabilitatea pentru un pahar de apă, să știți. Dar nu mă deranja pentru o apă, pentru o sticlă de naia mică. Când se adună 15 baxuri, îmi spui. O zis Iisus, pentru un pahar de apă, eu notez în cer. Și vine o zi a răsplătirii. Și ultimul ceas pe care îl amintesc este ceasul plecării. Iubiții mei, cel mai sigur lucru din lumea asta este faptul că vom muri într-o zi. Nu vi se pare interesant că pentru cel mai sigur lucru ne pregătim cel mai puțin? Ne pregătim pentru ziua de mâine, deși nu știm dacă vom trăi până mâine. Și nu ne pregătim de multe ori pentru veșnicie, deși știm siguri că vom muri într-o zi. Ioan 13:1, Iisus care iubea pe ai săi, i-a iubit până la capăt. Pentru că au fost seminar cu familiile, mai amintesc ceva aici, adevărata dragoste, dragostea care iubește până la capăt. Știți? Noi ne oprim din a iubi când ne doare dragostea. Am înțeles ceva interesant recent. Că omul care nu merită iubirea mea, de fapt, are cea mai mare nevoie de ea. Și așa de ușor zic, lasă, mă duc, plec. Iisus Hristos i-a iubit pe toți, dar urma capătul care era cel mai greu. Să iubești pe ăla care bagă sulița în tine, să iubești pe ăla care te scuipă, care îți pune coroana de spini. Și Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece, i-a iubit până la capăt. Iubiții mei, vine și pentru noi un ceas al plecării. Tu nu-l cunoști și eu nu-l cunosc. Dar vreau să spun că este notat în cer și este scris ziua când vei pleca de aici, ora și secundă. Acum, când trebuie să pleci, e prea târziu să te pregătești. De exemplu, dacă trebuie să iei avionul, cum trebuie să le luăm noi la dimineață de pe LAX, la ora 7 nu mă pun să încalc pantalonii pe aeroport. Nici să-mi cumpăr bagaje. Am avut câteva zile, săptămâni, luni, să mă pregătesc. De aceea, 2 Timotei 4, 6 și 7, vine Pavel și spune ceva foarte interesant. M-am luptat lupta cea bună, mi-am sfârșit alergarea, am păzit credința. De acum Dumnezeu știe, habar n-am, nu știu. Nu așa spune. Pregătirea făcută în timpul alergării îți dă siguranța pentru ziua morții. De acum așteaptă cununa. Iubiții mei, când avionul pleacă, trebuie să fii gata. Acum, eu nu vă cer să fiți gata în seara asta, dar vă cer doar atât și îmi cer și mie. Măcar să ne pregătim. Pentru că pregătindu-mă azi, săptămâna viitoare, celălalt an și tot așa, vine o zi când voi fi gata. Închei spunându-vă că în urmă cu 4 ani de zile am primit un mesaj pe Facebook de la un băiat pe nume Solomon. Frate Cristi, am 25 de ani, am fost la un control, la medic, niște dureri aici, în zona pieptului și doctorul mi-a dat o veste care m-a distrus. Și mi-a spus, mai ai câteva luni de trăit. Am o tumoare, frate Cristi, care se apropie de inimă. Nu vreau să mor. Nu sunt pregătit să mor. Ce să fac? I-am spus, cheamă un presbiter, un diacon, un pastor, un om al lui Dumnezeu, serios, la care să te poți mărturisi, să poți să spui păsul care îl ai. Acceptă ambele variante, că Dumnezeu poate să te vindece, dar și că Dumnezeu te poate chema acasă. Dar nu lăsa spovedania, mărturisirea pentru ultimele 5 minute din viață. Mi-a scris iar după câteva luni, cred că vreo 3 luni. Frate Cristi, am chemat, parcă mă simt un pic mai bine spiritual. Ești mai liber,
accept și varianta că pot să plec. Dar parcă aș vrea să rămân. Și am mai trecut încă vreo 2 sau 3 luni. Era la intrare în Nădlac, în țară, la vamă. Mi-a textuit și a zis: sunt la intrare în România. Mă duc să învăț soția și cei 2 copii, pentru că doctorul a zis că între tumoare și inimă mai sunt doar 4 milimetri. Nu știam ce să-i spun, vă spun sincer. Că e ușor să dai sfaturi când tu ești sănătos, știți? Și e așa de greu să te pui și să empatizezi cu persoana în cauză și să fii pe același taler cu ea. Nu mai știu ce am răspuns, știu doar atât că următoarele zile mă uitam la Facebook, la chat. Știți că este bolina aia verde când cineva e online. Încă vreo 2-3 zile Solomon a mai fost online. Și într-o dimineață am văzut că e gri bolina. Și am văzut că și următoarea zi e gri și apoi am primit un telefon. Solomon a plecat acasă. După 2 săptămâni s-a făcut bolina verde, a intrat soția lui și a zis: frate, pastor, e așa de pustie casa. Cu asta vreau să închei. Într-o zi și bulina vieții tale se va face gri. Când am ajuns în curte la voi, întârziat în mod special și din cauza traficului, mi-a spus Waze-ul: ai ajuns la destinație. Vreau să vă spun că într-o zi, Waze-ul, Google Maps, sau ce vreți dumneavoastră, îți va spune: ai ajuns la destinație. Dar de fapt destinația nu e una fizică, ci una eternă. N-ați vrea în rugăciunea asta de la final să-i mulțumim Domnului că ne-a pregătit ceasuri binecuvântate de-a lungul vieții? O strigat Lazar din ea și a zis: părinte Avrame, avea o religie. Recunoștea pe Avram, i-a spus părinte. Dar n-avea o relație cu Dumnezeu. Iubiții mei, Dumnezeu nu judecă pe nimeni înainte să-l avertizeze, să-i dea șansă de pocăință. Vă spun că toți miliardarii care au plecat din lumea asta vă invidiază pe voi pentru seara care o aveți aici. Ar da tot ce au, să mai audă o predică și să mai aibă o șansă la pocăință. Aș vrea să iau cu mare seriozitate pentru viața mea fiecare ceas pe care Dumnezeu mi l-a pregătit. De ani de zile am renunțat la filme, la meciuri și la multe lucruri care îmi iau puterea spirituală și timpul. Și de ani de zile încerc să investesc în ceea ce contează. Și de ce? Că Nicolae Iorga a zis că în viață pierdem ani și la moarte urlăm la doctori. Cerșim clipe. Asta e provocarea care vă las la final. Să ne trăim viața în așa fel încât la final să nu urlăm la doctori. Cum a strigat un băiat din Arad: am 3 vile, domnul doctor, 3 case mari, vă dau una, numai să mă faceți sănătos. Și au zis doctorul: medicamente pot să-ți dau, viață n-am cum. A murit omul acela sărmanu. Vine o zi când va trebui să plecăm. Dacă am avut ceasul trezirii al rugăciunii, dacă am trecut prigoana cu brio, fără să ne fie rușine că suntem din neam de Dumnezeu, dacă am fost gata să plătim prețul slujirii, dacă am fost la ceasul cinei, dacă am pansat o rană, dacă am șters o lacrimă și am oferit umărul pentru cineva ca să plângă pe el, dacă am scos 50 de dolari și am trimis la o văduvă, atunci când vine ceasul plecării, nu o să avem regrete. Și atunci când va scrie pe cimitir, la cimitir, cel puțin în România, la noi, cam așa scrie: aici odihnește robul Domnului. Să nu fi fost robul Bergambir, robul băuturii, robul fumatului, robul pornografiei, să fi fost cu adevărat robul Domnului. Și robii Domnului vor ajunge în cer cu Domnul într-o zi. Vă invit cu multă prețuire, cu mult respect, să ne ridicăm în picioare. Să ne rugăm. Nu iubesc nimic mai mult decât rugăciunea. Atunci când intru în prezența Lui și pot să mă rog și pot să mă descarc, spune Lui ce te apasă, vezi la care ceas ești astăzi și spune: Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat timp. Ajută-mă să trăiesc pentru cer. Amin. Ne rugăm.